la text, la context. Înțelegerea Scripturii prin explicarea contextului istoric alături domnul Vlad Tomoș, profesor de istorie. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Dragii mei, bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii de la text la context. Astăzi ne vom uita în scriptură și vom vedea rolul sărbătorilor și a zilelor sfinte evreiești. Celebrarea sărbătorilor constituia o parte importantă a credinței evreiești. Acestea fiind văzute ca darul oferit de Dumnezeu poporului său, pentru a-l ajuta să-și amintească intervențiile sale din trecut și pentru a se bucura de binecuvântările sale din prezent. Aproape toate erau asociate cu fericirea și petrecerea. Sabatul nu își are originile în cele 10 porunci din Exod 20, ci în relatarea creației, unde în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse, Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Cuvântul odihnit provine din rădăcinea ebraică pentru sabat, stabilind astfel modelul divin pentru o viață sănătoasă. Șase zile de muncă, urmate de o zi de odihnă. Sabatul care începea de la apusul soarelui de vineri și se ținea până la apusul soarelui de sâmbătă seara, era marcat ca diferit prin încetarea tuturor activităților zilnice, pentru ca oamenii să se poată odihni și recrea. Toate celelalte națiuni aveau sărbători anuale. Dar numai Israelul avea un sabat săptămânal. Însă, în perioada Noului Testament, respectarea sabatului devenise o povară, cu reguli interminabile care defineau ce este și ce nu este munca. Liderii religioși au obiectat chiar și la faptul că Isus îi vindeca pe oameni. Însă, el le-a reamintit că sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Anul religios evreiesc este diferit de calendarul pe care noi îl avem creștinii. Lunile noastre ni se suprapun. Sunt tot 12 luni, dar împărțirea lor este diferită. Prima lună din calendarul evreiesc, luna Abib sau luna Nisan, începe undeva la jumătatea lunii martie. Anul religios evreiesc cuprinde mai multe sărbători și aș vrea să facem o scurtă trecere în revistă. Începem cu 14-a Bib sau Nisan, Paștile. La o masă în familie, Paștile rememorau eliberarea Israelului din sclavia Egiptului. În prezent, diverse feluri de mâncare scot în evidență diferite aspecte ale evenimentului. O pastă dulce reprezintă lutul din care se făceau cărămizile, apa sărată, lacrimile strămoșilor lor, un nou fiert tare, greutățile lor, ierburile amare, sclavia lor amarnică, tibia unui miel, miei de jelfă, pâinea nedospită, evadarea lor în pripă, pătrunjelul, o rază de speranță și așa mai departe. Azimile, o altă sărbătoare, începută în 15 până în 21 abib, adică prima lună din calendarul evreiesc. La Paști și în toată săptămâna următoare se mâncau azime, adică pâine nedospită, fără drojdie pentru a rememora pregătirile făcute în pripă, atunci când faraonul le-a îngăduit în sfârșit izraeliților să părăsească Egiptul. Primele roade, tot în prima lună anului, la această sărbătoare recunoșteau că Dumnezeu are grijă de ei, aducând primul snop din recolta de orz la preot, care îl legăna înaintea lui Dumnezeu și aducea arderi de tot și jerfe de mâncare. Următoarea sărbătoare este în a treia lună evreiască, luna Sivan, săptămânile sau cinzecimia. La această sărbătoare a secerișului grâului se legănau înaintea lui Dumnezeu două pâini din făină de grâu și se aduceau jertfe. Se ținea la 50 de zile după Paști, de aceea a fost numită mai târziu cinzecime, din cuvântul grecesc pentru al cinzecilea, în perioada Noului Testament se celebra și dăruirea legii de către Dumnezeu lui Moise. Urmează sărbătoarea trâmbițelor sau Roș Hașana, anul nou, în întâi Tișri. Luna aceasta începe undeva la jumătatea lunii septembrie pentru noi. Deși sunetul trâmbițelor marca începutul fiecărei luni, lucrul important pe când oamenii nu aveau calendare, la sărbătoarea trâmbițelor răsunau multe trâmbițe pentru a marca sfârșitul unui an agricol și începutul altuia, celebrate cu o zi de odihnă. Abia mai târziu a fost denumită Roș Hașana. Apoi vorbim despre ziua ispășirii sau Ionchipur, tot în 10 tișri, adică undeva în luna septembrie spre final. În această zi solemnă, tot poporul postea și aducea jerfe de ispășire pentru păcat. Îmbrăcat doar cu un simplu vejmânt alb de in, marele preot jerfea un taur pentru păcatul lui și al preoților, aducându-i sângele la Sfânta Sfintelor, cea mai sacră parte a tabernacului sau a templului, singura ocazie în care putea face asta. Acolo stropia chivotul cu sânge, apoi lua un țap și îl jerfea pentru păcatul poporului, stropind cu o parte din sânge în Sfânta Sfintelor și cu o parte ungând coarnele altarului pentru a curăța sanctuarul. Apoi lua un țap, acel țap ispășitor, își punea mâinile pe capul lui, mărturisea păcatul Israelului asupra lui și îl alunga în deșert ca un semn că păcatul lor fusese înlăturat. Apoi urmează sărbătoarea corturilor, undeva la început de luna octombrie, în 15-21 Tishri, luna aceasta evrească. În timpul acestei sărbători, de o săptămână când se cerebra apogeul secerișului, izraeliții locuiau în adăposturi provizorii pentru a-și aminti de drumul lor spre țara făgăduinței și de mărinimoasa purtare de grijă lui Dumnezeu. Festivitățile se sfârșau cu o zi de adunare sfântă, în perioada nou testamentară, aceasta era una dintre cele mai populare sărbători. Apoi urma adunarea sfântă. Era o zi de adunare, odihnă și jerfe pentru a marca încheierea ciclului de sărbători agricole. Urmează în luna 25 Chislev, adică undeva la început de decembrie, sărbătoarea Hanuca, numită și dedicarea sau sărbătoarea luminilor. Această sărbătoare a iudaismului târziu, celebra rededicarea templului de către Iuda Macabeul în 165 înainte de Hristos. Urmează sărbătoarea Purim, în luna 14-15 Adar, adică ultima lună din calendarul evreiesc, undeva final de februarie, început de martie. Această sărbătoare rememora dejucarea jucarea uneltirilor pentru exterminarea iudeilor din Persia se citește povestea Esterei, oamenii se costumează ca personajele principale din povestire și își fac daruri unii altora. Dragii mei, în calendarul evreiesc există aceste trei mari sărbători. Paștile, Cinzecimia și Corturile. Erau sărbătorile la care toți bărbații evrei trebuiau să vină înaintea lui Dumnezeu la templu, conform Deuteronom 16 cu 16. Dacă ne referim la creștini acum, Creștinii au adoptat o parte din sărbătorile evreiești. Ziua săptămânală de odihnă a fost păstrată, dar a fost schimbată din sâmbătă în duminică, ziua din tâia săptămânii, pentru a sărbători învierea lui Isus, căci creștinii credeau că El, Isus, le dă adevărata odihnă. Paștile rememorează pentru ei moartea lui Hristos pe cruce, care a conferit o libertate superioară ieșirii din Egipt cinzecimea a devenit momentul coborârii Duhului Sfânt, dat de Dumnezeu unor ucenici demoralizați care se transformară într-o biserică efervescentă. Respectarea altor sărbători ebraice era opțională. Citim în Coloseni 2, în Roman 14 și așa mai departe. Dragii mei, sărbătorile și zilele sfinte imprimau vieții un tipar al rememorării garantând că poporul lui Dumnezeu va rămâne conștient de trecut, recunoscător pentru prezent și încrezător în viitor. În ce privește pe creștini, principalul eveniment de rememorare este Sfânta Împărtășanie, numită și Cina Domnului sau Euharistie, când își amintesc, cu ajutorul pâinii și al vinului, de jerfa lui Hristos de pe cruce și de promisiunea Că el se va întoarce. Popasul nostru în zona sărbătorilor și a zilelor sfinte se încheie aici. Până data viitoare, rămâneți sănătoși. De la text la context. Înțelegerea scripturii prin explicarea contextului istoric alături domnul Vlad Tomoș, profesor de istorie.